Orașe curate, o nouă campanie națională marca Ecotic, dedicată colectării electricelor și electronicelor uzate în mediul urban, a început pe 1 iunie 2016 la Botoșani. Campania va încuraja locuitorii orașului Botoșani să vină și să predea corect echipamentele electrice și electronice uzate la centrele de colectare UrbanServ. Organizația Ecotic, în parteneriat cu UrbanServ SA Botoșani, Primăria Municipiului Botoșani, Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani și Modern Calor SA Botoșani, a lansat campania Orașe curate Botoșani, care se desfășoară în perioada 1 iunie-3 iulie 2016. Municipiul Botoșani se află pe locul 3 pe țară în ceea ce privește colectarea acestui tip de deșeuri. Suntem ca cantitate colectată și livrată către reciclare, reciclator și valorificator acestor tipuri de deșeuri pe locul 3 pe țară ca municipiu. Am luat chiar premii. Am primit anul acesta pentru activitatea de anul trecut un laptop performant. Societatea l-a înregistrat, a fost repartizat celor care se ocupă direct de activitatea respectivă și suntem la al treilea, să zic, bonus primit pentru cantitățile livrate. Sigur că da. În trei ani de zile, ultimii trei ani tot am primit câte un bonus de genul acesta, bineînțeles, când întreabă ce doriți. În jur de 1.000-1.500 de euro e premiu pentru locul 2 sau 3, pe care l-am ocupat la nivel de țară privind colectarea deșeurilor. Botoșănenii sunt informați și încurajați să devină conștienți de problema deșeurilor de echipamente electrice și electronice și de necesitatea de a le preda corect spre reciclare. Astfel, în perioada campaniei, orice locuitor al municipiului Botoșani care va preda un deșeu de minim 10 kg cumulate la unul dintre punctele de colectare UrbanServ va primi un premiu instant în limita stocului disponibil. Punctele de colectare UrbanServ SA Botoșani sunt Piața Agroalimentară, strada Vârnav numărul 22, asociația numărul 36, strada Aprodu Purice, asociația numărul 63, strada Independenței vis-a-vis de Serconf. Sunt locația aflată pe zona de parcare din spatele magazinului util. Este o asemenea tonetă este chiar în spate la magazin, la fabrica de confecții, pe strada Independenții. Și mai avem o asemenea locație la școala numărul 18 în capătul Primăverii, la 1. Chiar la capătul 1, în spatele blocului, este un container de ăsta mare în care se primesc deșeurile de acest gen. În cadrul acestei campanii se asigură preluarea de la domiciliu a echipamentelor voluminoase. În acest sens, cetățenii sunt rugați să sune la dispeceratul UrbanServ la numerele de telefon 0231 517 007 sau 0747 081 027. La sesizarea locatarilor pentru deșeuri voluminoase ne deplasăm la locuința lor și ridicăm de acolo deșeurile în cauză. Campania din Botoșani este prima din programul național Orașe Curate, un program itinerant al organizației Ecotic, dedicat colectării deșeurilor de echipamente electrice și electronice în mediul urban.